După primele trei etape, formația de handbal masculin Unit Alba Iulia ocupă locul 9 în clasamentul seriei B a diviziei A cu o victorie și două înfrângeri. A învins pe teren propriu cu 25-21 formația Potaița Turda 2 și a pierdut în deplasare cu Academia de Handbal Mina Urbaia Mare. Scor 22-23 și cu Național Sighișoara scor 21-25. Rezultatele echipei contează indiscutabil, dar acum este în primul rând de salutat revenirea handbalului Alba Iulian în nivelurile superioare ale acestui îndrăgit sport de echipă. Ideea înființării acestei echipe a fost pentru promovarea handbalului și atragerea copiilor către acest sport și totodată dăm o continuitate elevilor de la liceu cu program sportiv care termină junioratul să poată evolua la divizia. Condusă de pe banca tehnică de Sorin Macari, antrenor principal, și Vasile Petric Secund, formația Unit Alba Iulia va întâlni duminică pe teren propriu, de la ora 17, liderul seriei B a diviziei A, echipa HC Adrian Petrea Reșița. Meciul de duminică o să fie foarte greu. O echipă, de fapt, nu picată din ligă, retrasă din ligă, cu jucători experimentați de multe sezoane în Liga Națională, la echipa națională, componenți. Oricum, voi v-am E foarte greu, noi suntem abia la început, încercăm să facem ceva aici, să ieșim bine. Așadar, Unit Alba Iulia are meci extrem de dificil cu liderul seriei duminică de la ora 17 în sala de sport a Universității 1 decembrie 1918 și trebuie să mergem în număr cât mai mare pentru a încuraja și purta spre victorie pe băieții antrenați de Sorin Macarie și Vasile Petric. Așteptăm publicul iubitor de handbal în număr cât mai mare.